Municipalitatea a anunțat că au fost incluse în programul național de investiții pentru consolidarea spitalelor și clădirile încadrate prin raport de expertiză în clasa de risc seismic 1 aferente Spitalului Municipal Ploiești. Programul este coordonat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. În lista obiectivelor de investiții propuse spre finanțare se află și clădirile aferente Unității Sanitare Plăieștene, listă care a fost aprobată. Spitalul Schuller a fost înființat în 1880 a funcționat inițial într-o casă particulară pe strada Ștefan cel Mare, unde funcționează până în anul 1985, când este inaugurată clădirea spitalului din strada Rudului.